Bună dimineața! O zi frumoasă! Intră luna în semnul Băsătorului, bineînțeles a intrat deja și încetul cu încetul se desfac niște aspecte tensionate, astfel încât se mai liniștesc apele într-o relație, se limpezesc situații, pentru că nici noi nu mai lăsăm să facă emoțiile ce vor cu inimile noastre. Iată ce am zis pentru cele 12 zodii. Berbec. O zi ceva mai relaxată. Apar prilejuri să stați de vorbă cu colegi și cu prieteni, să socializați. Și poate chiar găsiți timp să vă descărcați sufletul acelei persoane cu care parcă vă știți de o viață și care vă înțelege și eventual vă oferă o idee, o rezolvare. Taur. Rezolvați diverse chestiuni birocratice, obțineți o semnătură sau o autorizare, se repară o eroare și vi se eliberează un act oficial cu toate datele completate corect de data aceasta. Sunteți mai vizibili în aceste zile pentru șef, pentru public și este posibil să apară un câștig suplimentar. Bateți palma cu un client. Gemeni. Faceți poate monetarul ca să vedeți ce va rămâne după cheltuielile din ultima perioadă și veți ști dacă vă permite să ajungeți într-o stațiune la sfârșit de săptămână. Oricum, abia așteptați să ieșiți cu ai voștri și să ajungeți la aer curat, să vă luați niște piese de îmbrăcăminte de sezon, accesorii. Rac. Posibil să-și respecte cineva angajamentul pe care și l-a luat zilele trecute față de voi și să vă facă o plată, să vă restituie un împrumut. Vi se face poate o confidență sau aflați un secret care vă fac să vedeți într-o altă lumină o situație prin care ați trecut și voi recent. Asta că vă inseminați. Leu, observă ființa iubită oboseala voastră și poate că pentru câteva zile reîmpărțiți niște sarcini sau activități, refaceți un program stabilit anterior. Sau chiar astăzi petreceți mai mult timp împreună într-un loc ok, pe gustul amândurora și povestiți, vă sfătuiți, uitați de griji. Fecioară. Activități diverse pe cont propriu. Veți avea ocazia să verificați în ce măsură funcționează un sfat care vi s-a dat sau o soluție care a fost folosită de către prieteni sau colegi într-o situație asemănătoare. Oricum, eforturi, încercări, adaptări. Veți putea fi mulțumiți la final cu rezultatele obținute. Balanță. Veți trece de stresul unei întâlniri de zilele trecute și veți depăși așteptările pe care le au alții de la voi. Este posibil să primiți niște aprecieri călduroase sau, dacă situația este de așa natură, aflați că ați fost preferați pentru o colaborare pe termen scurt, iar mai încolo se pot schimba lucrurile. Scorpion. Veți simți poate și partea care nu vi s-a spus într-o convorbire recentă. Veți fi sigur de înțelesul unui mesaj echivoc. Faceți poate ordine, curățenie în locuință, astfel încât să vă priască sfârșitul de săptămână pe care îl veți petrece la drum. Festa fără griji. Săgetător. Reveniți la termeni mai buni cu cineva cu care ați avut recent fricțiuni. Se redeschide o poartă de dialog. Aranjați poate o întâlnire pe săptămâna viitoare cu un potențial client sau partener de afaceri și, între timp, pregătiți acte, argumente, o strategie de negociere. Capricorn, e rost de niște bani obținuți suplimentar în zilele următoare, însă va trebui să renunțați la o parte din timpul vostru liber. Sau poate că demarează pe neașteptate o activitate despre care ați vorbit doar în principiu și va trebui să fiți prompți. Vărsător, elan și idei noi într-o situație în care mai zilele trecute erați pe punctul de a vă da bătuți. Emoții pentru o întâlnire sau o revedere neașteptată. Vi se fac complimente, aveți ocazia să stați de vorbă acum pe îndelete și să lămuriți o neînțelegere. Poate că este pe cale de a se înfiripa o relație, dacă așa este situația. Pești, vă bucură amintirea unor zile frumoase petrecute alături de omul iubit și îi pregătiți și voi acum o surpriză. Reveniți poate asupra unei idei de redecorare sau de reamenajare a locuinței sau unei camere. Faceți și un program de relaxare cu copilul dacă are examene în zilele următoare. Să avem o zi bună! Mulțumim!